pam, 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 pam. Dar bună dimineața, dragilor, cu capul în zori pe TVR1, Liza Savov, Gabriel Fereșteanu, așa cum v-ați obișnuit. Bună dimineața! Bună dimineața, este joi, ne apropiem din ce în ce mai repede de weekend. Aha. Și bineînțeles că ne apropiem cu gânduri mari și cu invitație special și astăzi și cu voie bună și cu dimineața fix așa cum trebuie. Avem și concurs, avem și invitații, avem și voie bună. Și aveți cam toate motivele să rămâneți cu noi. Și avem și povestiri. Fraților Fereșteanu, ce ai găsit o seară în balcon? Doamne, doamne! Mi s-a întâmplat o situație de viață mai puțin obișnuită. Așa. Am fost la mine la garsonieră aseară. Nu dorm de fiecare dată la mine la garsonieră. Sunt nu contează. Ce ai găsit în balcon? Și în balcon am găsit o dronă. Întrebarea pe care eu am avut-o a fost următoarea. Mă, ce căuta acea dronă de a picat la mine în balcon, la mine acolo la geam? Ce s-a întâmplat? Cineva te spionează, să știi. La etajul 1 stau. Eu am o altă variantă. Bună dimineața, dragi. Bună dimineața. Varianta mea este că Bibi te urmărește. Asta mi-a scris Bibi. Bibișorul nostru mi-a scris: vezi, am stat cu drona până ai venit tu acasă, dar ai venit cam târziu, motiv pentru care a rămas drona fără baterie. Suspectez, suspectez și eu asta, că altfel ce să cade la garsul la tine o dronă? Păi, poate fi vorba de o defecțiune, na, da. Ce, te-ai uitat? Are un gard în ea? La... așa de... Nu. Fii atent, o aduce aici, da? Ne uităm dacă are un card și ne uităm pe card și vedem exact... cui aparține și care a fost scopul pentru, pentru care această dronă a ajuns în balconul meu. Acum râdem, glumim, dar situația e cam ciudată. Să-ți găsești o dronă în balcon. Tu te-ai lăudat aseară la radio că ai câștiguri de 4-0-uri. Asta mi-a zis aseară. Doamne, ce mi-o fi trebuit de aseară să vorbesc. De acolo îți vine drona. De acolo îmi vine drona. M-am apucat eu să zic aseară la radio că a întrebat Liza. Dar cât aveți venit? Și că, păi veniturile mele, uite, luna aceasta peste cu 4-0. Doamne, după ce am zis asta, câte jurături mi-am luat pe Instagram. Da? Da, trebuia să o zic și aici, nu? Oricum am zis-o, oricum. Nu vă supărați, ce înseamnă 4-0-uri? Ce înseamnă 4-0-uri? Da, cu 100. Așa, și cu cât înainte, ca să știm. Pe asta n-am zis. Hai, gata, că oricum am înjurat aseară oamenii, te rog. Vezi că au pus drone pe el, ceva de osimit. Ceva s-a întâmplat. Dar am aflat totuși aseară că cei din construcții au câștigat bine luna asta. Cei din ride-sharing, adică cu servicii... Ride-sharing-ul, 9.000 de lei, ne spunea cineva cu ride-sharing. 9.000 de lei din ride-sharing. Foarte bine. Din construcții, 6600, iar dacă ai fi șofer prin afara țării, chiar și pe basculantă, tot așa, peste 2000 de euro. Și ne mai spunea cineva din industria hairstyling-ului că urmează acum, luna decembrie este cu venituri mari. Și cum ai zis tu aseară? N-avem sarmale pe... Vine vremea sarmalelor, dar nu cele din farfurie, cele din... Ai înțeles, Angie, bună dimineața cu sărmăluțele. Ne facem găluște și eu fac niște găluște. Ne facem bună dimineața, dragii, niște găluștuțe. Ce mâncăm astăzi? În această zi, minunată zi, o să facem lapte frit. Pare niște cumva, pisticuțe. Da, pare cumva straniu, nu? Pentru că ceva lichid se poate frige, dar tocmai așa și este. Sper să-mi dea timp să mi se coaguleze ca eu să pot frige acest lapte. Este un dulce spaniol foarte, foarte vechi, din Moș Trămoș. Tot așa, e un dulce spaniol foarte, cu puține pretenții, de modul că folosim foarte puține ingrediente de pe vremea când ei erau săraci. Și avem lapte, zahăr, făină. Avem batoane de vanilie. Vanilie scorțișoară. Batoane de astea sunt batoane de scorțișoară. Dăm să mirosim. O, si, por favor. Să că nu, să credem pe cuvânt. Da, aveți miros. Sunteți bine, da? Da, mulțumesc. Mulțumim. Batoane de scorțișoară. Acum că mi-am ți-adus aminte, mă scuzați. Mai zis mama odată, am făcut o plăcintă de varză și am uitat să pun varză. Deci, batoane de scorțișoară, lămâie. Eu în casă asta o să pun și lămâie și lima, pentru că are vitamina C și lămâie verde și lămâie galbenă. Da. Vanilie. Da? Și un ouț. Și cu asta facem un amestec, apoi îl punem să se coaguleze în frigider și după aceea îl frigem în puțin ulei de floarea soarelui, îi dăm față-față și apoi mai rebosăm cu un pic de zahăr și foarte bun.
cum se numește? Lece frita se cheamă. Lece frita. Dar auzi, mai punem ceva pe deasupra, un sirop, o dulceață? Putem să punem un sirop de agave, un pic de miere, putem să punem ce vrem, dar el și așa e dulce și e foarte bun. Se folosește generalmente iarna. Iarna în carnavaluri, e un postre care se folosește mai mult iarna. N-am auzit în viața mea despre acest lapte prăjit. De asta sunt eu pe pământul ăsta. Abia aștept să-l gust. Să te lămurească. De asta sunt eu pe pământul ăsta. Tu să vorbești de bani, eu despre trece. Nu mai vorbesc de bani, că am vorbit suficient. Andra, bună dimineața, ce se întâmplă în România și în lumea astăzi? Bună dimineața, și eu sunt aici să mănânc. Dacă tu gătești, tu vorbești de bani, eu am venit să gust, pentru că nu am gustat niciodată așa ceva, așa că trebuie să vă spun dacă iese sau nu. Sunt convinsă că iese, se întâmplă lucruri interesante și în România. Din păcate nu am vești foarte bune pentru România, dar în afară se întâmplă lucruri foarte, foarte simpatice. O să vedeți imediat despre ce este vorba, știrile chiar acum. Acestea au fost informațiile din prima oră, dragilor, mă întorc la voi. A fost drăguț filmul, nu-i așa? Asta v-a plăcut cel mai mult. Remake-ul după Black Beauty, da. Foarte frumoase cadrele, dar mai tare ne-au plăcut cadrele cu lupii, bă! Au venit lupii în Piatra Craiului. Foarte frumos. Mulțumim, Andra. Te așteptăm la fix alături de noi cu informații la fel de interesante. 3.000 de lupi în România, Piatra Craiului. Stăm bine, una dintre cele mai mari populații de lupi din întreaga Europa. Iată că mai avem și vești bune. Nici eu. Nici eu. Dar măcar sunt bucuros că mai avem vești din astea care ne mai dau un soi de liniște în condițiile în care ați observat ce se mai întâmplă pe la noi. Da, vești și bune. Du-te tu mai aproape așa, arată voucherele. Ah, voucherele. Arată voucherele, voucherele. Adică aceste vouchere? Pe aceasta le căutați? Du-te aproape. Acestea sunt voucherele pe care am să vă rog să le țineți minte, pentru că ajung la dumneavoastră. Dacă sunați la numărul de telefon afișat pe ecran, bineînțeles, acum să sunați, să sune telefonul. Voucherele în valoare de 200 de lei pentru cumpărături în cadrul supermarketului Auchan. Mulțumim partenerului nostru pentru că ne dă ocazia în fiecare dimineață să-i facem pe ai noștri fericiți. Noi suntem gașcă mare, începem diminețile împreună și de fiecare dată ne propunem să vă facem să zâmbiți, să vă aducem informații și iată că avem și cadouri. Și asta datorită partenerilor noștri. Și avem și o întrebare pregătită, dar nu o spunem până nu auzim un bună dimineața din partea dumneavoastră. Ia să vedem. Mihai din București. Salutare, Mihai, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Te-ai trezit, Mihai, de mult? M-am trezit că am pus ceasul să sune, să pot participa la concurs. Și să ne urmărești și pe noi, Mihai, nu? Absolut, absolut. Aveți o echipă deosebită. Mulțumim din suflet. Hai cu întrebarea. Hai cu întrebarea. Ești pregătit? Mihai. Da. Da? Bun. Bine. Întrebarea este una simplă. Despre ce rezervație, despre ce populație de animale am vorbit în știri în anterior? Erau în ce zonă? În Piatra Craiului. Piatra Craiului. Piatra Craiului. Rezervația de lupi cea mai mare din Europa. Perfect, asta era. Felicitări. Avem aici voucherele. Încă o dată. Gata! Au ajuns voucherele, cum am face au. Mihai, îți mulțumim mult de tot că ți-ai început dimineața cu noi. Toate emisiunile. Mulțumim, doamne, ajută, felicitări. Sărbători cu bine. Să nu închizi telefonul, să rămâi alături de colegii noștri pentru a afla cum intri exact în posesia acestor vouchere. Hai să-i dăm pas, Abia. La tablă? La tablă! La tablă! Am uitat de tablă, știți de ce? Că nu prea mai scrie ăsta. Ai văzut că n-ai avut nici noroc. Repede, așa. Îți spun eu motivul meu. Da. Sunt recunoscător tuturor oamenilor care fac lucrurile mai frumoase în România și vreau să vă spun că dimineața m-am uitat la al nostru coleg, la Ionuț Cristache, era în reluare, mi s-a părut atât de frumos tot ce a făcut el acolo. Scrie în Cristache? Hai să scriem Ionuț Cristache, România nouă, mi-a plăcut foarte mult emisiunea din această dimineață, era în reluare. Ionuț Cristache. Păi, să aduci în fața oamenilor de fiecare dată, știi, să încerci să faci lucruri mai bune în România, mi se pare o misiune. E mi se pare o misiune. Și e frumos.
minunat. Importantă. Da. Hai să le spunem. Hai. Repede, Angie. Eu sunt recunoscutoare prietenei mele, Diana, pe care o iubesc extraordinar tare și care mă susține și care de fiecare dată când e supărată, ea mă sună și când e fericită, ea mă sună și de fiecare dată ea îmi spune că mă iubește și îmi spune și dacă nimeni nu te iubește, eu totdeauna o să fiu lângă tine și o să fiu dincolo de fir. Eu te iubesc, Diana, foarte tare te iubesc. Și noi o iubim pe Diana. Și da, pe tine pentru te iubim, că vă iubește foarte tare, tot timpul vă scrie și ei cu noi, să știți. Da. De aici sau din Spania? Din Germania, Diana. Din Germania. Din Germania. Nuremberg. Noi din Nuremberg. Am și în altă parte, fan, nu te spără tu. Eu sunt recunoscătoare și atenție dacă prindeți gluma pentru căldură. Aș vrea și eu, dar nu o simt. La mine acasă. Ce? Da. Noroc că am aer condiționat. Da? Umor englezesc pe Liza. Au existat niște supoziții în această dimineață, sunt piste de lucru pentru cei care anchetează cazul. Avem o dronă la mine în balcon. Uitată, Bianca, știi ceva de ea? Nu. Da, e cumva înțeles. Neagră? Da, e neagră, neagră este, neagră, auzi, Bianca. Dă-mi eu înapoi, zi, Bianca. Da. Dă-mi eu să o încarc. Am înțeles. Și să descarc cardul. Se anunță vreme bună sau îngheață drona pe balcon? Cred că îngheață tocmai. Bună dimineața! Astăzi, în București, vremea va fi rece. Cerul va fi înnorat, iar dimineața se va semna la ceață. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va fi de 4 grade. În țară, vremea va intra într-un proces de încălzire ce se va resimți mai ales în regiunile intracarpatice și în zonele montane, unde cerul va fi variabil. În sudul și estul țării vor fi înorări și mai ales în primele ore ale zilei se semnalează ceață asociată trecător cu burniță, ploaie slabă sau fulguială. Izolat vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în Banat și la munte, mai ales în zona Carpaților meridionali, unde vitezele la rafală vor depăși 60-80 de km pe oră. Revin ora următoare cu mai multe informații. Așa să faci, Bianca. Mulțumim tare mult. Mă așteptam la întrebarea obișnuită de la Bibi. Fere, Liza? Știi cum e? Asta este formula. E la partea a doua. Te legeam eu că ceva lipsește. Dar, atenție, nu or să ne mai lipsească piețele, pentru că se redeschid piețele peste tot, mai ales că vin sărbători, de știți cum suntem noi cu cumpărăturile de fiecare dată. Mergem să avem ce pune în plasă, să avem ce duce acasă. Și asta înseamnă că o să avem mai multe șanse să mâncăm sănătos. Poate. Dacă mergem în piață, acolo găsim de obicei legume și fructe proaspete. Și ne încadrăm în statisticile care arată că în ultimii 10 ani România au început să mănânce mai sănătos. Da, am început să conștientizăm faptul că avem nevoie și noi de o dietă sănătoasă, pentru că mai bine prevenim bolile decât să le vindecăm. Un româncică a ajuns să consume undeva la 200 de kilograme medie de legume pe an. Bravo. Bravo. Mă bucur foarte tare pentru treaba asta. Yes. Nu știu dacă mă încadrez, dar ce vreau să vă spun este că am început să devin mai atent la citirea etichetei. Mi se pare că ăsta este primul lucru esențial pe care l-am învățat așa în ultimii ani, dacă vreți. Pentru că până acum, Doamne, câte lucruri mâncam și câte lucruri cu euri și cu tot felul de coloranți și tot felul de minuni aveam eu cartoful, în meniul meu. Cartoful e, nu? Cartoful e totuși bun, dar nu trebuie să abuzăm, pentru că are amidon și îngrașă și de nimic nu trebuie să abuzăm. Dar cum am zis, dacă noi avem o dietă foarte strictă, cu 50% legume și leguminoase, restul 50% împărțim jumătate în proteină, jumătate hidrată de carbono, o să avem o dietă echilibrată. Măcar două mese pe zi așa, echilibrate. Și așa mai puțin mergem pe la farmacii și mai mult ne îngrijim și ne simțim și mai bine, bineînțeles. Noi suntem ceea ce mâncăm, să nu uitați. Să știi că e adevărat că noi suntem ceea ce mâncăm și există o vorbă care mie mi-a plăcut-o, tot repet de fiecare dată când am ocazia. Porc mâncăm, porc suntem. Așa e. Când o vedi ziua. Că ne transformăm în ceea ce mâncăm, așa este. Adică dacă eu mănânc foarte mulți cartofi, mă transform în cartofă. Sau dacă mănânc mulți cârnați, mă transform într-o cârnăcioară. Că nu putem să mâncăm mâncare moartă și să pretindem să fim vii. Trebuie să mâncăm mâncare vie, foarte mult. Legume, fructe, tot. Mie îmi place când ne învață Angie așa multe lucruri. Mie îmi place pentru că e așa, sinceră, din viață așa. Spune, mă, nu trebuie să mănânci mâncare moarte, trebuie să mănânci mâncare vie. Parcă e mai pe înțelesul meu. Serios? Parcă mă convinge și pe mine. Și? Avem foarte multe de învățat de la tine, Angie. Am foarte mulți ani
mai mult decât dumneavoastră, dragi colegi. A, nu din considerentul acesta, ci din considerentul că ai călătorit foarte mult și că ai cunoscut lucruri noi și le împărtășești. Și că știți, până la urmă, anii sunt experiență, pentru că anii sunt experiență. Poți să acumulezi experiență într-un an cât alții înțeles. În 10. Capăt frumos. Da, exact. Ai zis de mine? Da. Ai văzut că te-am împrejmuit da, cu Lisa. Da, da. Am văzut, da. Sunt între o portocale și cea de-a doua portocale. Mandarină. Eram, bă, ia, sunt o mandarină. O portocale. Sau o clementină. Sau o clementină. Nu, clementină este mădălina, nu? Eu știu, asta e corai, parcă așa, nu? Sau piersicuță, nu? Sau piersicuță, bravo, da, ăsta e. E somonel, ne zice Augusta. Când tot am mâncat aseară somonel. După ai zis că nu ți-a ieșit. E și bun, doar că nu l-am știut cât să-l... N-am respectat ce a zis timpul. Tu fă previziunile că-ți fac eu somonul. Așa, mulțumesc, Angie. Haideți să vedem ce zic astrele. Contextul astrologic al zilei ne va amprenta în continuare cu sensibilitate, cu emoții trăite intens și ne va focusa atenția pe contexte legate de casă și familie. Totuși, s-ar putea ca astăzi să somatizăm mai ușor emoțiile și să fim mai imprevizibili, chiar tentați către exces. Berbec. Chiar dacă nu aveai asta în plan, s-ar putea ca astăzi să te ocupi de niște activități ce vizează căminul. Poate rezolvi un context legat de bunuri de patrimoniu, poate plătești rata unui credit la casă sau faci o asigurare de locuință. Taur. Ai toate șansele să rezolvi prin dialog o situație tensionată cu partenerul de viață. În plan profesional, poți negocia ceea ce te nemulțumește la un contract. Este o zi bună să-ți exprimi ideile și talentele oratorice. Gemeni. Situația financiară te necășește și stemperează pornirile. Oricum, azi chiar este recomandat să stai departe de portofel. Pot veni totuși vești bune în ceea ce privește salarizarea, un comision sau un contract profesional. Rac. În ciuda unor frustrări și limitări profesionale, azi este o zi bună pentru a-ți expune talentele și creativitatea. Nu te teme să te afirmi. Pe de altă parte, pot veni bucurii din partea copiilor sau din partea persoanei iubite. Leu. S-ar putea ca astăzi să te simți mai obosit decât de obicei, așa că evită să faci excese, mai ales dacă este vorba de efort fizic sau intelectual. Către seară, în cazul celor cu afecțiuni cronice, pot deveni deranjante unele simptome. Fecioară. Niște nemulțumiri, cel mai probabil de natură financiară sau legate de lipsa timpului liber, te pot face să pui punctul pe i și să negociezi cu mai multă încredere termenii și condițiile unui proiect. Balanță. Azi te concentrezi spre problemele profesionale și te poți pune în evidență prin talentele tale creative. Pe de altă parte, ai tendința de a fi prea direct cu colaboratorii și asociații și asta ți-ar putea afecta relația cu aceștia. Scorpion. Posibile conflicte de idei la locul de muncă. Ții cu dinții de opiniile tale și cu greu te lași convins de noi viziuni. Partea cu plus a zilei este că ești stimulat să cercetezi și să înveți lucruri noi. Săgetător. S-ar putea ca astăzi să te zbați pentru obținerea unei finanțări, unei sponsorizări sau chiar a unui credit. Nu te aștepta să ai prea mult timp liber, așa că nu-ți face planuri importante cu cei dragi, pentru că îi poți dezamăgi. Capricorn. Pe cât de deschis ești în dialogurile cu prietenii, pe atât de sobru ești în relațiile parteneriale, mai ales cu persoana iubită. Nu sunt excluse discuțiile în contradictoriu cu familia pe tema unor bunuri de patrimoniu. Vărsător. S-ar putea ca astăzi să te simți mai obosit și este recomandat să eviți activitățile fizice solicitante, mai ales că ai tendința de a face excese. În plus, ai și tendința de a somatiza și asta nu te ajută deloc. Mai multă prudență la deplasări. Pești. Ai nevoie să te retragi în profunzimea gândurilor tale, să-ți analizezi emoțiile, idealurile, principiile care te ghidează uneori chiar inconștient. În schimb, în plan artistic, imaginația și creativitatea ating cote înalte. Dragii mei, atât pentru prima oră. Draga noastră, Mădălina, piersicuță. Somonule. Așa zis ea că este somon sau nu știu cine a zis, dar așa m-au zis. Piersicuță, ferește. Știți de ce sunt eu cu acest telefon în mână? Sper că toată lumea știe ce se întâmplă în acest moment. Sunt pe Facebook-ul cu Capunzori și pe Instagram-ul cu Capunzori. Noi suntem în fiecare dimineață conectați cu tot ce se întâmplă. Să știți, în orele următoare, pe la noi o să treacă Nicola, Adriana, Antoni, și de fiecare dată când doriți să interveniți în cadrul emisiunii, aveți la dispoziție acest Facebook, aveți la dispoziție acest Instagram.
Vedeți cât de dur sunt? Iată-mă, eu sunt. Nai. Așa că noi ne dorim din suflet ca această cafea matinală pe care o avem împreună în fiecare dimineață să se întâmple în gașcă mare, să putem să avem o comunicare directă. De asta vă invităm pe Facebook și pe Instagram. Salutăm pe toți cei care sunt cu noi deja. Piatra Neamț, toată lumea. Iulian, Vicky, Toni Bălăceanu, Ovidiu, Angel este și el aici. Bună dimineața, dragilor, Popă, Cătălin, Elena, Iftodi, bună dimineața. Suntem cu toți conectați și rămânem conectați în direct pe paginile noastre de Facebook și de Instagram, pentru că așa ne place nouă să fim toți împreună, la oaltă. Și eu zic, ferește anul că a sosit momentul să facem niște mișcare, să ne încălzim un pic. Ce zici, Bianca, ești de acord cu mine? Baby, ia. Niște aerobic. Aerobic. Da? Hai. Da. Deci, facem așa. Față și spate. Bianca, iartă-mă. Continuăm. Ne încălzim. Încă un pic. Și pe lateral. Bun. Brațe jos. 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 Și lateral. Încă. Sus. Încă puțin. Și sărim. Un, doi. Într-o parte și în alta. Încă. Și cu brațe. Un, doi. Un, doi. Un, doi. Un, doi. Încă. Și continuăm cu mersul de la început. Față, față, față. Și pe lateral. Brațe. Obosit și tu, Bianca. Doamne, cât de greu a fost. Cardio. Auzi, dar mă gândeam că exercițiile astea sunt bune pe stradă ca să păstrezi distanță. Da, da. Știi să ce? Să mergi așa. Știi să mergi așa pe trotuar. Cum încă o dată, când am văzut. Să încerci să faci așa. Dați-mă. Da, da. Exact pentru distanțare, da. Pac, bun, la coadă. Când stai la coadă. Stau așa. Da, da. Vă rog frumos.
Păstrați distanța. Da. În India, în India se ia, spune nu, că... Ia să păstrăm distanța cum ne-ai învățat păi cu ea. Da, exact, asta. Exact, ia uite ce frumos. Ia, Angie, păstrează și tu distanța cu noi. Ia. Așa. Perfect. Asta, și avem 1,5 metri distanța regulamentară. Cred, pe care... depinde ce aici mai brațe lungi ai. În teoria am putea lua o umbrelă. Ieșim afară cu o umbrelă și cu o umbrelă, oricum, orice ar fi, păstrezi distanța. Noi atât am reținut, Bibi, astăzi. Bine, dacă ai, dacă ai 1,20 m, na, e un pic păi mai o umbrelă, da. Tu, umbrelă vecinul și nu te mai atingi. Da, umbrela ne lipsea, simțeam eu că ne lipsește ceva. Și parcă ne lipsește și o cafea, zic. Parcă, nu? Îi faci un bațiun apropo către Angie sau? Da. Un bațiun apropo eu către Angie. Eu frig niște lapte. Eu prășos niște lapte. A început să miroase bine laptele da, acesta al tău, să te anunț. Bine, dragă. Tot ce fac eu miroase bine. Cum? Tot ce fac miroase bine. Da, exact. Într-adevăr, ai dreptate. Nu, eu când ziceam de coffee break, vă dați seama ce... De coffee, am zis eu. Coffee am zis break. Eu. Am coffee ales break. În dimineața aceasta să bem cafeaua alături de o fată frumoasă, deșteaptă și talentată. Cum se numește ea? Roxana Nemeș. Bună dimineața! Neața, stai să vedem și noi. Stai să vedem. Dar ce dulceață! Păi te vedem da, bine! De dimineață, așa, în sfârșit cunosc și eu oamenii care sunt mai matinali decât mine. Ce ai în mânuțe? Că s-au de un potrănit. Nu mai am nimic. Gata? Nu mai am nimic. Asta, da. Ai da. Ceva. Am crezut că ai pus un ceas să ne cronometrezi. Nu mai am mult. Vreți să vă fac, adică am făcut, de fapt, o cafea la ibric, dacă vreți să vă dau și vouă, de la distanță, da. Așa. Cum așa, să nu? Cum să nu? Da, bineînțeles. Asta e rutina ta de dimineață, încep cu cafeaua sau a fost un weekend, mă rog, un weekend prelungit, complicat, că am văzut că ai fost la munte? A fost, da, a fost un weekend foarte frumos, destul de greuț, greuț dar în sensul bun, da, ne-a și distrat atât cât am putut noi, că între noi așa, relaxat mai mult. Cu cine și... ai fost, Roxana, la munte? Cu iubitul meu, cu încă doi prieteni, cred, așa. Deci relaxare, cât mai putem. Și da, rutina mea de dimineață este să mă trezesc, chiar sunt matinală de obicei, nu ca voi, nu știu la cât vă treziți, adică pentru mine fetele e 6, 7. Băieții la 5. Ok, or mergem încolo și bravo vouă. Și da, îmi place să fac dimineața cafea la ibric, foarte mult îmi place. Să mi se pare că... cea mai bună. Și cafea unde este, că nu o vedem? Cafeaua am băut-o deja, ce crezi? Ca să fiu aptă pentru ce urmează. Să poată să vorbească cu noi. Să poată fi fresh aici. Da, adică am o singură problemă. Lasă-mă să-mi beau dimineața cafeaua și după aia vorbești ce vrei. Sunt aptă, sunt. Da, exact. Zim cum a fost weekendul ăsta pentru tine. Sunt curios, am vrut să ajung și eu la munte. N-a fost să fie. Zim dacă v-ați distrat acolo, cum v-ați distrat. Pe familie, așa, ai zis că ai stat mai mult pe stilul de familie, așa, cu prietenii, nu? Cu prietenii, da, da, da. Ați mâncat, ați încins o câmpănească, o ceva, o... Nu. Am mâncat bine, am ascultat muzică, anis, asta mi-a plăcut maxim, că a fost zăpadă sus la Susai, unde am fost. Uh-huh. Era atmosfera așa de bază, de poveste, chiar a fost o atmosferă extrem de frumoasă. Sincer, aș mai fi stat, dar... Avem și treabă. Am văzut pe Instagram că ai depășit pragul de 100.000 de urmăritori. Da, și sunt foarte, foarte happy. Așa. Sunt foarte happy pentru că muncim destul de mult și uite, de când n-a ieșit perioada asta mai grea, chiar am avut cumva timp de să mă ocup de online foarte mult și se vede. Se vede treaba asta. 100.000 de followers, ceea ce înseamnă că gata, ai devenit influencer cu acte în regulă. Când ai depășit acest prag, gata, ai trecut în această zonă de influencer. Ai avut campanii așa pe Instagram plătite. Poți să zici că a devenit o nouă sursă de venit pentru tine treaba asta? Este într-adevăr treaba asta cu influențăreala, ca să zic așa. Nu o aveam neapărat în vedere, fiind artist, dar dacă vin campanii, îți dai seama că nu o să spun nu, atâta timp cât mă definesc și în care mă implic chiar când le folosesc și știu ce înseamnă pentru mine și cred în ele. Și eu sunt destul de convingătoare atunci când cred în ele. Când nu-mi da și nu fac. Adică chiar mă duc pe treaba asta.
În schimb, nu știam, da, dacă treci peste pragul de 100.000, devii influencer. Nu știam, uite, o noutate pentru mine. Dacă treci de 10.000, da, barem de 100.000. Am înțeles. Da, mă ajută foarte mult, îți dai seama, faptul că stau și vorbesc cu oamenii care mă urmăresc și chiar fac treaba asta, le răspund la comentarii, le răspund cât pot și în mesaje. Chiar am observat că foarte mult contează pentru ei și automat și pentru mine. Și legătura asta cu fanii, păi îți dai seama, înainte poate nu aveam timp sau nu ne făceam timp atât de mult cum ne facem acum și e destul de importantă. Adică trebuie să fii optimist și indiferent de perioade să faci și să muncești atât cât poți, uite, pe online, pe toate platformele. Zi-mi și mie, care au fost mesajele care te-au surprins pe tine în cutia asta de pe Instagram, în inbox-ul tău de pe Instagram? Mă bucur că m-ai întrebat asta. Înainte, știi cum era, fiind femeie, fiind artist, toată lumea, a, ce frumoasă ești, a, știi? Acum am început să văd cam content, adică faptul că oamenii îmi scriu niște comentarii pertinente, că, nu știu, îmi scriu că le-a plăcut la o anumită etapă, poate, din viața mea ce am făcut sau poate la un eveniment sau într-o emisiune ce am vorbit, ei punctează chestia asta, contează foarte mult, pentru că asta înseamnă că ajungi unde trebuie și că publicul chiar te urmărește pentru ceva și pentru multe alte lucruri, nu doar pentru faptul că, nu știu, suntem femei și suntem încă tinere și îmbrăcate frumos. Și da. Exact. Mm-hmm. Exact. Și apropo de partea artistică, ai filmat recent un videoclip Contigo. Da. Unde l-ai Contigo filmat? L-am filmat la Studio 82, este un studio aici în București, foarte mișto, e acum recent făcut, renovat. Chiar mi-a dorit mult să filmez acolo și după asta mi-a luat toată echipa. Am avut, din păcate, niște, dar bine, asta nu se știe, înainte de filmări, niște etape așa mai ciudate, pentru că au putut să vină, n-au putut să vină alții, mă rog, a fost destul de complicat, dar până la urmă s-a filmat, am reușit și mă bucur tare mult că am făcut această piesă, că am scos această piesă pentru că e veselă, iar pe timpurile astea chiar contează mult să vii cu o piesă veselă, știi, pentru că na, am impresia și eu la rândul meu am scos foarte multe piese de stare și nu neapărat, nu știu, triste, dar de stare. Și automat acum avem nevoie de veselie, atât cât putem, nu știu, să optimism, să venim cu ceva vesel. Da. Roxana, pare că stai la un birou. Da, chiar la birou stau. Dă-te mai așa să-mi vedem ca lumea, birou. Mai este. Nu știu, cât puteți să vedeți. Că... Dar e foarte frumos în veioza. Mulțumesc frumos, da, e mai clasic apartamentul. De obicei stau în sfragerie unde am și un saxofon și mi-ar fi plăcut să vă arăt, dar nu vreau să-l trezesc pe iubitul meu, care încă doarme. Da, deci de asta m-am mutat în birou. Aici e de muncă, da. Aici ne facem treaba. Aș vrea să te întreb despre acest birou. Ziceai că îți petreci și tu ceva timp la acest birou. Ce lucrează Roxana Nemes cât este la birou? Sincer, mai mult pe online lucrez, mai avem și acte de făcut, dar în schimb, cu actele nu prea îmi place, dar trebuie să le mai facem din când în când, pe online, stau pe laptop, pe telefon, depinde pe ce am chef și stau și vorbesc foarte mult cu oamenii care mă urmăresc, pregătesc campanii și așa mai departe. Sora adică, ta ce și face? Stau și gândesc, acolo îmi vin idei. Sora mea, care dintre ele? Pe Raluca, pentru că știm că ai o relație deosebită cu ea. Amândouă am o relație deosebită. Amândouă, deci, dar... Ok, noi știam de Raluca, că sunteți mai apropiate. Mă mir că, uite, ea nu prea e cu online, adică ea nu e deloc prezentă. Avem și noi sursele noastre, Roxana. Am înțeles, e prima dată când mă întreabă cineva. Da, am o relație deosebită cu amândouă. Așa. Practic am fost cumva crescută de ele, mă rog, și de ei mei, dar ei fiind mereu plecați cu treabă, m-au crescut cumva surorile și îți dai seama că am o relație foarte frumoasă cu amândouă și cu nepoții mei, doar că, nu știu, zici că am fugit unele de celelalte, adică unele de altele. Așa s-a întâmplat, așa te duce viața, știi, de multe ori. Dar chiar am o relație frumoasă și sper să ne putem vedea de sărbători.
Apropo de sărbători, care sunt planurile pe care le ai pentru sărbători, dincolo de întâlnirea asta cu familia? Și dacă te-ai gândit și la cadouri, îți place să primești cadouri, să oferi cadouri, care e cadoul pe care ți l-ai amintit? Ce se întâmplă în următoarea perioadă pentru tine? Îmi place, dai seama, să și primesc, dar îmi place foarte mult să fac cadouri. Îmi place mult să pregătesc surprize. Nu prea mă pot abține să nu zic înainte. Te entuziasmezi foarte tare, nu? Da, le pregătesc din timp, știi, și îmi și vin și, mamă, mi-e așa, nu am răbdare. Nu am deloc răbdare să zic surpriza, știi? Dar e surpriză și atunci trebuie să mă abțin. Ai început deja cu cumpărăturile pentru sărbători? Da, deja am pregătit surprizele, le-am și cumpărat. Sunt pregătite aproape toate. Noi vedem în acest moment niște poze cu tine, iartă-mă, Roxana, vedem niște poze cu tine în care ești superbă. Ești zisă, da? Absolut. Nu eram trezită. E o ședință foto. Ești într-o... Mam! Pare rău că eu nu le văd, adică... Dar mă las pe voi să-mi spuneți. Da, niște poze, cred că de pe contul tău de Instagram. Revenind la cumpărături. Deci ai început să intri în să bagi mâna în buzunar, să faci cumpărături pentru cei dragi. Ție, ți-ai cumpărat ceva? Să știi că obișnuiesc, mai ales, nu știu, perioada asta sau așa, să mai iau și pentru mine, să iau ce, nu știu, ce-mi place, ce-mi doresc. Dar de obicei chiar mă gândesc la ceilalți. Adică mai îmi iau, nu știu, pe parcursul anului, dar nu sunt genul. Adică dacă chiar mi se pune pata pe ceva și îmi doresc acel lucru, mi le iau. Dar de obicei, nu știu, vin lucrurile așa, sunt om bun și vin spre mine. Da, nu știu ce să zic. Să știi că da. Și de obicei ce-mi doresc se întâmplă și... fără să mă... Adică, normal, îmi doresc și automat, dacă spui dorința, se întâmplă lucrurile alea. Dar cadouri, da, repet, îmi iau, dar nu. Adică îmi place foarte mult, repet, a mea oară surpriza, reacția, știi, oamenilor dragi, când le vezi că, nu știu, te-ai gândit la ei și poate le-ai luat exact ce gândeau, nici măcar n-au spus, știi că exact ce-și doresc. Da, îmi place foarte mult. Dragi. În acest moment tot nu vezi, dar noi urmărim niște imagini din clipul Contigo, unde te-am văzut alături de Geamănu, de Cristian Geamănu. Da. Uite, mamă, câte informații aveți. Îmi cunoaște toți prietenii, familia, adică îmi place, mă bucur. Da, mie prieten de, nu știu, cred că 10-12 ani de când sunt în cariera muzicală, de când mi-am început practic ca lumea cariera. A fost coregraful meu, a fost dansatorul meu, împreună cu soția lui, cu Roxana, și împreună cu multe alte fete. Mă bucur că am reluat așa cumva legătura și a fost și în clipul meu. Apropo de Cristi și de clip, vedeți că la un moment dat apare și cu masca. Tocmai asta am a fost văzut, ideea, da? să promovăm treaba asta cât mai mult, să avem grijă unii de alții și să purtăm mască. Credeți-mă, clipul ăsta a fost așa, făcut pe ultima 100 de metri și cum am putut, toți ne-am implicat, dar a ieșit un produs bun. Chiar a ieșit un produs bun și mă bucur că am văzut că a intrat, îmi scriu foarte mulți foarte mulți oameni și din Turcia și din multe alte țări, ceea ce mă bucură foarte tare. Deci ai reușit cu spaniola să depășești... Să fie ascultată piesa peste tot. Exact. Ai reușit cu spaniola să depășești granițele țării. Felicitări, Roxana. Mulțumim din suflet că ți-ai băut cafeaua alături de noi. Te pupăm tare și să ne vedem curând. Ciao. Mulțumesc mult. Ciao. Da. Uite-mă, Fereșteanu, vezi, așa trebuie să arăt și eu dimineața, dar nu am nicio șansă. Da, nu, stai liniște, ești foarte Bianca? Frumoasă. Nu? Sunteți foarte frumoasă. Atâta pot, da. Dar după o oră de stat la machiaj. Adică... După o oră de stat la machiaj. Hai să nu mai plângem că sunteți absolut superbe. Nu, dar nu ne plângem. Ziceam așa că... Ziceam ca să așteptăm și noi un compliment din partea ta. Tu, Angie, nu mai vorbesc cât ești de frumoasă și de talentată. Ce mai face rețeta? E aici, ni bate niște ouțe. Bate ouțele, ia să bate ouțele. Trebuie să merg pe modul silențios tot timpul și nu știu cum să fac mai puțin zgomot, știți?
Câte ouă pentru câte persoane? Un ou ai pus, nu? Un ouț am pus. Sunt 700 de grame de lapte, 150 de grame de zahăr, uh-huh. 70 de grame de făină, uh-huh. O lămâie, scorțișoară, vanilie, da. Și un ouț. Uite, eu am o curiozitate. De ce nu folosești mixerul? Păi pentru nu că mai nu pot, că fac zgomot. Ah. Faceți zgomot. Ah, am crezut că e mai bun telul. Nu. Asta am zis și eu, zic. Ce s-a întâmplat? Cam dar cât o să ne coste această rețetă și pentru câte persoane o să ajungă tot ce ai folosit aici? În teorie ar trebui să fie pentru 4 persoane, da. 4-5 persoane. Ne costă foarte puțin. Asta vreau să zic, că pare ieftină. Deci nu dacă numărăm bine, 1, 2, 3, 4... Așa, o persoană mai, fără modă. Am o singură emoție, păi împărțim, că vă știți că noi împărțim cu toți, da. Și da, ne da. Ajunge pentru toată lumea. Am o singură emoție, s-ar putea să nu-mi dea timp să coaguleze. Dar dacă nu-mi dă timp, atunci o mâncăm mâine. Cum adică nu-ți dă timp să coaguleze? Pentru că ea trebuie să stea 3 ore în frigider. După 3 ore în frigider? Da, după ce e tot pregătit. Așa. Înainte de a se face, trebuie să stea 3 ore la repos în frigider. Da, vreau să zic că miroase dulce uite, aici. Uite. Păi e ceva dulce. Uite. E ceva dulce. Ia să vedem ce s-a întâmplat acolo. Miroase un pic asta. Dar miroase deja dulce, nu? Claro că sí, miroase. Mi-e frică să zic că nu miroase, că poate se... poate se înțelege ceva. Vă zic eu, la mine miroase. Dacă da. La Liza nu miroase, nu e bine ce se întâmplă. Cum ziceam? Vanilie și limon, cum să nu miroase? Clar că miroase. La Liza zic că n-a ajuns miroase. Liza, du-te acasă. Dar, dincolo de orice glumă, rețeta asta pare ieftină, rapidă și rapidă nu prea e. Bă, prima da, oară cât ai 3 ore de stat. E rapidă de modul că tu o faci repede, o bagi în frigider și uiți de ea. Prepararea după, exactamente, durează foarte da, puțin. Da. Mamele până una altă, după aceea mai poți să-ți faci felul 2, poți să-ți faci alte treburi. Și la felul 2 ce n-ai pregătit? La felul 2 ce v-am pregătit, mamiță. Stai că-ți zic eu ție și poate. Poate ceva. Da. Rețeta completă de la Angie o găsiți, bineînțeles, pe Facebook-ul nostru cu capul în zăr și pe Instagram-ul nostru cu capul în zăr. Nu uitați de share-uri, de mesaje și de comentarii. Le citim pe toate și ținem cont de fiecare. Și ce avem ora următoare? Adriana Antonio o să fie alături de noi. Avem bună dispoziție și avem tot ce ne trebuie ca să rămâneți aici cu noi pe TVR1. Și Ralph Flo. Stați aici. Oh.